l-a trecut despre Doina și Ion. Acești oameni au fost pentru credință, neam și limbă. Ei sunt picături de eternitate, personalitate de excepție, întruchiparea sentimentului adevărat. Au fost și vor fi simbolul inimilor, în care dragostea de patrie mai este vie. S-au deschis. Și două suflete mari de artiști au trecut printre noi ca un vis. Le-a întâmpinat milostiv Dumnezeu cu florile cosmice și cu poclon. Ele au fost îngerii neamului meu, Doina Craiasă și Domnul Ion. Doamne, ce misterile creștine, ce păcate oare se vârși. Pe aceste dealuri și câmpii prea mult sânge a fost vărsat. Dar Ștefan Vodă, ai la rând, cu vitejie a luptat. Și-a scris, te-a apărat de ortomani și-a scris în sfânta noastră carte, să nu te dăm pradă la dușmani. Casa părintească nu se vinde, nu se vinde pradă, părinte. Dintre atâtea lucruri dragi se vinde, ochii mamei nu te vinde prinde. Piatră dorule, din piatră să iasă foc, măi dorule, din piatră să iasă foc, dacă-n viață n-am noroc, dacă-n viață n-am noroc, măi dorule. Să te plâng, iubire, ai pelinul floare de amar. Să te scot din suflet e târziu, ai pelinul floare de pustii. Thank you.
Mai spune-mi, iubito, o dată, mai spune-mi că ești frumoasă. Și când vii fi mireasă și vom avea o fată, mai spune-mi, iubito, o dată. Yeah.